Bun venit la podcastul Channeling Journeys with Dira Romania. Sunt gazda voastră, Roxana Călin, fondatoarea Academiei de Channeling Dira România și este o bucurie să vă aduc o nouă ediție a călătoriilor noastre captivante prin lumea transformării spirituale. În episodul de astăzi avem ocazia să cunoaștem un ghid spiritual minunat, Robert Dumitru Candrea. El este un terapeut spiritual, coach transpersonal și practicant al channelingului, cu expertiză în terapia Theta Healing, practicile Tantra și consilierea în dezvoltare personală. Împreună cu Robert vom explora cum tehnica sa unică de channeling și abordările terapeutice îmbină influențele psihospirituale pentru a ne ghida către o viață mai autentică și împlinită. Vom pătrunde în povestea personală a lui Robert și vom descoperi cum channelingul l-a inspirat și îndrumat în căutarea sa spre cunoaștere profundă și transformare. Îl vom asculta în timp ce împărtășește cum integrează această modalitate de terapie psihospirituală în practicile sale, aducându-i un plus de profunzime și eficacitate. Pe parcursul discuției noastre vom dezvălui modul în care Robert Candrea combină channeling-ul cu terapia Theta Healing, practicile Tantra și coaching-ul transpersonal pentru a sprijini oamenii în călătoria lor de autodescoperire și dezvoltare personală. Vom explora de asemenea cum astfel de abordări holistice pot fi instrumente puternice în dezvoltarea noastră spirituală și în manifestarea potențialului nostru autentic. Deci, rămâneți alături de noi și fiți pregătiți pentru o conversație captivantă și inspirațională cu Robert Dumitru Candrea despre cum channeling-ul și terapia psihospirituală pot schimba și îmbogăți viețile noastre în moduri profunde și semnificative. Bună! Suntem aici cu Robert Dumitru Candrea, coach transpersonal. Bine ai venit, Robert! El a participat și la școala noastră de channeling, Dira România, și a venit astăzi să ne povestească puțin despre parcursul lui în viață, despre parcursul ședințelor de channeling, cu ce l-a ajutat și unde a ajuns acum. Bine ai venit! Bine te-am găsit, Roxana! Sunt foarte bucuros și mă bucur să fac parte din acest podcast. Și da, pentru mine a fost un drum cu urcușuri și coborâșuri și cumva, ca o mică idee, channeling-ul a fost ca cireașa de pe tort. Pentru că am fost foarte mult timp în căutarea anumitor lucruri, să primesc anumite răspunsuri, pentru că eu simțeam anumite lucruri, dar nu primeam răspuns, nu reușeam să le conștientizez și nu înțelegeam de ce mă gândesc la asemenea chestii. Și channel-ul mi-a oferit foarte multe, foarte multe răspunsuri și foarte multe conștientizări. Mulțumesc, dar este foarte interesant parcursul tău de viață, inclusiv că ești atât de tânăr și ai avut deja o experiență transpersonală foarte profundă, nu? Din câte știm, ai jucat și în fotbal, nu? La Liga 1. Ce te-a motivat să renunți la cariera de fotbalist și să începi călătoria ta spre autocunoaștere și dezvoltare personală? Da, am fost sportiv profesionist, am jucat foarte mult timp fotbal și în Liga 1 în România, am jucat puțin și în străinătate. Drumul meu nu a fost unul ușor, nu am ales această cale de bine ce mi-era. Am ales această cale pentru că mi-a fost cumva foarte greu și nu reușeam să înțeleg ce se întâmplă cu mine. La un moment dat credeam că chiar e ceva neregulă cu mine, că între ghilimele sunt stricat, că ceva nu funcționează, pentru că nu puteam să mă mai bucur de viață, nu puteam să mă bucur de ceea ce fac, deși practicam un sport foarte frumos, eu nu mai simțeam deloc plăcere. Cumva viața devenise un chin pentru mine în momentele alea și nu înțelegeam neapărat de ce, pentru că ok, să aveam lucruri care nu mergeau cum îmi doream eu, dar nu, din punctul meu de vedere, din punct de vedere conștient, nu erau atât de grave. Și totuși suferiam foarte mult, simțeam un gol imens în mine, nu mă simțeam deloc conectat cu mine, cu persoanele din jur, ajunsesem să sufăr de o depresie destul de gravă, anxietate în fiecare dimineață și am încercat diferite tratamente. Am fost și la psiholog, dar nu a fost în momentul acela, nu, poate nici nu am întâlnit psihologul potrivit pentru mine,
nu mi-a oferit răspunsurile de care aveam nevoie. Nu am simțit o îmbunătățire. Am fost chiar și la psihiatru, am ținut și tratament o perioadă. M-am simțit mai bine, dar a fost mai mult, nu am tratat cauza. Am tratat mai mult simptomul, mă simțeam ca o legumă. Și da, în felul acesta am descoperit, am ajuns pe partea asta spirituală. Deși îmi spuneau mie anumite persoane, uite, încearcă și partea asta. Zic, nu cred eu, eram cumva tocmai necredinciosul. Zic, nu face sens pentru mine, nu. Și cumva viața a avut lecțiile ei care m-au dus pe drumul ăsta, pentru că cumva în momentul ăla nu mai aveam de ales. A fost ca singura mea portiță ca să o iau din nou, să reușesc să mă bucur din nou de viața asta frumoasă. E foarte, foarte interesant, pentru că tu din partea aceasta de masculin rănit ai ajuns foarte frumos la tantra, la un parcurs, la un curs de masculin sănătos, vindecat, dacă are sens. Și ai combinat-o foarte frumos în viața ta de zi cu zi și, sincer, îți spun, chiar se văd rezultate din ce în ce mai bune. Bărbatul sănătos, mascul sănătos care ai devenit, modul în care vorbești, modul în care te-ai transformat inclusiv și cu familia și cu prietenii și deopotrivă cu noi, colegii tăi. Cum ai ajuns la tantra? Cum ai ajuns să faci această... Aș putea spune că e un pas destul de mare de la fotbal la tantra. Da, de la fotbal la tantra, la channeling, e o diferență enormă. Chiar și foștii mei colegi îmi spun uneori că ce schimbare și foarte multă lume e mirată de această schimbare. Dar tot timpul simțeam, o parte din mine a simțit tot timpul că nu aparțin în acel mediu al fotbaliștilor. Și în general, în marea majoritate, bărbații sunt mult mai închiși, nu sunt atât de deschiși ca femininul, către partea asta holistică, către partea asta spirituală, către conectarea cu sursa. Și noi suntem mai reticenți, adică avem nevoie de lucrurile mult mai să fie, nu știu, mai palpabile. Și nu suntem foarte mulți bărbați, deci din fericire începem să devenim tot mai mulți. Asta cred că e un lucru bun atât pentru voi cât și pentru noi. Îți dai seama că noi ne bucurăm maxim când mai vedem câte un bărbat la terapie. Da, clar. Și noi nu suntem obișnuiți, pentru că tot timpul, ca și partea masculină, când suntem mici, ni se spune nu ai voie să plângi, că ești bărbat, nu ai voie să faci nu știu ce, pentru că ești bărbat, și cumva tu îți reprimi toate lucrurile astea. Și când suntem mari, ajungem să nu ne exprimăm sentimentele, să nu ne exprimăm stările și probabil de asta și cred că există mult mai mulți bărbați cu anxietate, cu depresie, chiar dacă nu e un lucru pozitiv, cumva și rata sinuciderilor e mult mai întâlnită în rândul bărbaților, pentru că bărbații nu se exprimă, bărbații nu-și pun sentimente, au impresia că tot timpul trebuie să fii puternic, trebuie să ții în tine. Și nu, cumva să fii puternic, să fii masculin înseamnă să te lași să fii și vulnerabil. Să te lași să simți, dacă plângi, să plângi, asta nu te face slab, asta nu înseamnă că nu ești bărbat. Cred că asta te face chiar mult mai masculin și te ajută să te apropii de masculinul divin. Și cumva în tantra focusul se duce foarte mult pe... Pentru că sexul e un subiect destul de tabu și tantra e destul de tabu, dar tantra nu reprezintă doar sexul. Tantra, în primul rând, te învață să apreciezi tot ceea ce este în jurul tău. Că totul este divin. Fiecare floare, tot ceea ce vezi în jurul tău este divin. Și cumva tantra te ajută să te focalizezi pe partea asta. Inclusiv actul sexual este ceva divin. Pentru că gândește-te, fără actul sexual tu nu ar exista viața. Dar este un subiect atât de tabu și nu suntem învățați nici când suntem mici. Nu se vorbește despre asta, nu creștem într-un mediu în care sexualitatea să fie ceva conștient, să fie ceva normal, pentru că până la urmă face parte din noi. Este ceva omenesc și așa continuă specia. Și cumva tantra te învață chiar lucrul ăsta, să venerezi actul sexual, pentru că prin asta aduci viața. Femeia e singura entitate care se conectează la lumea spirituală și reușește să aducă un suflet pe pământ. Adică, dacă nici asta nu e divin, atunci... Exact, foarte frumos și mulțumesc că e foarte bine ai punctat faza cu partea cu depresia.
la bărbați și că ei într-adevăr sunt poate mai depresivi decât noi femeile și nu pot, chiar dacă aparent pare că ei își țin emoțiile în frâu, de fapt în adâncul lor se întâmplă mult mai multe și de aceea relațiile devin foarte disfuncționale, atât cu ei însăși cât și cu familia, soțiile, copiii și ești un foarte bun exemplu, sincer. Faptul că ai venit în terapie ca bărbat și că vorbești deschis despre asta și că în felul acesta încurajezi mai mulți bărbați să-și arate și latura, partea aceasta feminină, atât de benefică pentru toți, pentru că și noi ca femei, dacă suntem mai mult în feminin decât în masculin, nu e bine, invers iarăși nu e bine. Și atunci cumva să căutăm balanța, da, dintre cognitiv și partea aceasta metaforică a spiritualității. Și da, sincer, suntem norocoși, norocoase să treabăm printre noi și da. Pentru mine chiar m-a uimit faptul că tu ai venit la channeling venind dintr-un background atât de masculin. Da, pentru că, cum spuneam, nu a fost ușor pentru mine și legat de chestia cu deschiderea și vulnerabilitatea, am resimțit-o și eu, pentru că mi-a fost foarte mult timp, mi-a fost greu să cer ajutor. Deși nu mă simțeam bine în pielea mea, nu dormeam bine, simțeam că ceva e neregulă, mi-a fost foarte greu să cer ajutor. Și am ajuns până în pragul în care nu mai aveam de ales. Și cumva povestea inspiră și cumva vreau să transmit și asta în primul rând și bărbaților. Nu ești singur în asta, mai sunt și alte persoane care au trecut prin asta și cumva dacă reușesc măcar o persoană să se inspire din ceea ce am trăit eu, măcar un lucru bun să ia din această discuție, cumva eu sunt foarte fericit și sunt foarte mulțumit. Nu sunt perfect și nici măcar nu-mi doresc să fiu. Sunt om, încă greșesc, încă lucrez la mine, încă merg la terapie, deși și eu sunt terapeut și eu merg la rândul meu la terapie, pentru că cu cât lucrez mai mult, cu atât îți vin mai multe lucruri și conștientizez tot mai mult, dar viața devine mult mai bună. Adică dacă înainte, nu știu, sufeream, când se întâmpla un lucru minor, sufeream o săptămână, acum dacă se întâmplă un lucru major, poate mă afectează, nu știu, câteva ore o zi. Dar cumva luminița de la capătul tunelului nu mai e o luminiță, e deja o imagine foarte mare și foarte amplă. Și cumva channeling-ul, deși am încercat foarte multe lucruri, channeling-ul a fost terapia, procesul, metoda prin care am primit foarte multe răspunsuri, prin care am primit foarte multe clarificări, pentru că deși dispăruse anxietatea, dispăruse și depresia, dar nu în totalitate, încă simțeam că am nevoie de anumite conștientizări, să înțeleg anumite lucruri. Și încă o parte din mine încă nu credea în totalitate. Să zic, credeam în proporție de 97-98%. Când a venit, după ce am început să lucrez în channel, chiar dacă poate eram puțin reticent la început, dar o parte din mine, ca și cum sufletul meu voia să fac asta. Și am fost și foarte dedicat și am încercat cumva să mă implic mai mult, pentru că contează foarte mult și ceea ce mănânci, cât te odihnești, pentru că e important să avem grijă și de corpul nostru. Nu poți să ai grijă doar de suflet, dar de minte și de corp nu. Sau invers, să ai grijă doar de corp și de minte și de suflet nu. Cumva echilibru e cel, din perspectiva mea, e cel mai bun. Să încercăm să găsim un echilibru, să faci ceva pentru sufletul tău, să faci ceva pentru mintea ta, dar să faci ceva și pentru corpul tău. Pentru că în felul ăsta, cum suntem noi în channel, poți susține mai bine energia. Și energia poate să circule prin corp, poate să deblocheze anumite traume stocate în corp. Te ajută foarte mult. Și cumva asta recomand tot timpul și clienților mei. Odihnă cât mai bună, adică un stil de viață cât mai conștient. Mai echilibrat. Da, exact. Și cumva prin asta nu înseamnă că nu ne bucurăm de viață. Nu, eu chiar sunt pe premisa că nu suntem aici să fim călugări, dacă sau să fim sfinți. Nu. Cumva eu cred că suntem aici să ne bucurăm de viață. Chiar dacă nu încurajez asta să se întâmple foarte des, mi se pare normal să ieși în club, să te distrezi sau habar n-am, să faci ce te face fericit. Dar da timp cumva cât o faci, cât o faci echilibrat. Nu să stai toată ziua numai în meditație și nu, spiritualitatea cred că intervine cel mai mult când ești acolo, în mijlocul problemei, când se ivește o problemă și reacționezi diferit față de cum ai fi reacționat înainte. Adică în loc să urli, poate spui, ok, stop, stai că persoana aia e rănită, de ce să urlu și eu? Sau să interpretezi situația diferit. Nu când stai toată, da, e foarte recomandat să stai și în meditație, să te bucuri, să te conectezi cu tine, cu divinitatea, să simți sursa, dar cumva cred că e foarte important cel mai mult să pui în practică în viața de zi cu zi.
și în relațiile cu ceilalți, și în relațiile, mai ales în relația cu tine. Pentru că cum vorbeam de relații și de bărbați, atâta timp cât tu lucrezi cu tine și te simți mai bine, automat și copiii tăi, și nevasta ta, prietenii tăi, tot o să fie mult mai bine, pentru că tu ești bine și tu poți să oferi din prea plinul tău, tu poți să oferi din... Dar dacă tu te simți foarte rău, automat o să te cerți cu iubita, o să te cerți cu prietena, cu copiii, nu o să ai răbdare, pentru că tu nu te simți bine în jurul, în pielea ta. Și automat persoanele din jur o să te trigăruiască. De asta tot timpul am zis că nu e important să-l pui pe celălalt mai presus de tine. Cumva și asta am și învățat. Cumva în tantra te-a învățat că în primul rând, focusul să-l duci pe tine, inclusiv în timpul sexual, pentru că cu cât ești tu mai conectat cu tine și energetic, cu atât vei fi mai conectat și cu iubita ta sau cu partenera ta. Și tu nu faci sex, nu faci dragoste atunci cu partenera ta, tu faci sex atunci cu divinul feminin. Adică universul și energia se combină, sunteți unul și același. Și cumva asta e foarte frumos. Exact, mie îmi place și partea asta în care spunem, inclusiv prin cursurile noastre, cum că orgasmul este conexiunea cu Dumnezeu și atunci când divinul masculin și cu divinul feminin s-au conectat la nivel de inimă și au deschis inima, atunci s-a produs orgasmul divin, inclusiv atunci putem și manifesta dorințele noastre cele mai mari. Da, și cumva încă un tips, un trick, atunci, mai ales când femeile au orgasm, dacă reușesc să fie conștiente cât de cât în momentul ăla, să încerce să inspire. Pentru că cumva orgasmul vor ridica în tot corpul și se va simți totul mult mai intens și va dura mult mai mult. Extazul, starea Și de catarsis. da. Și cumva asta, tantra se focalizează foarte mult și pe partea asta de a te dezvolta și prin sexualitate. Pentru că energia sexuală se zice că e printre cele mai puternice sau chiar cea mai puternică energie. Pentru că, cum zicea, aduce viață, aduce un suflet de pe un alt tărâm, de pe tărâmul sufletelor. Și dacă tu folosești această energie conștient și te conectezi cu ea, cu iubita ta, gândește câte lucruri minunate poți face. Exact. Și cum te-a influențat practica de channeling în decizia de a deveni coach transpersonal și practicant de tantra? Da, practica de channeling, începusem să spun și mai devreme, mi-a oferit încrederea care îmi lipsea. Adică simțeam că există ca un puzzle, că construiam un puzzle, dar lipseau foarte multe piese. Și cumva channeling-ul a venit și mi le-a pus pe toate și cumva mi-a oferit mult mai multă claritate. Cum spuneam, încă sunt lucruri la care eu lucrez, încă sunt lucruri care nu merg în totalitate cum îmi doresc eu, pentru că e un proces și cumva evoluția mea a fost ca o rachetă. Adică lucrurile care s-au întâmplat au fost acum 2 ani de zile, nu au fost acum 10 ani. La mine totul a fost în 2 ani cât, nu fără a judeca, fără a compara, dar cumva cât alte persoane poate trăiesc în 15 ani. Pentru că cumva mi-au permis și finanțele, mi-a permis și timpul. Așa a fost lecția mea, așa s-a întâmplat totul, ca să meargă totul pe repede înainte. Și uneori mă simt de parcă fac asta de toată viața. Și care au fost cele mai semnificative lecții pe care le-ai învățat din practica de channeling și cum le-ai integrat în propria ta călătorie personală? Da, cumva prin channeling a venit totul cu foarte multă iubire și cumva simțeai că nu ești singur. Mai ales când te conectezi la sursă, chiar dacă prima dată eram reticent, că mă gândeam cine sunt eu să mă conectez cu sursa, să vorbească sursa prin mine. Dar cu cât o făceam mai, după fiecare sesiune pe care o făceam cu tine, cumva mă simțeam tot mai conectat, primeam tot mai multă încredere în ceea ce simt, în mesajele care vin. Și chiar alaltă ieri am avut un mesaj din trecutul meu care mi-a venit în channel și cumva a doua zi deja mi-a fost confirmat, adică mi-a venit în timp ce eram în sesiunea de channel și lucram pe mine și a doua zi mi-a venit cumva concret și aici mi-a venit confirmarea că da, s-a întâmplat lucrul ăla. Principalul aspect pentru mine pe care mi l-a oferit channel-ul, ok, a fost bine, bineînțeles, vindecarea, integrarea traumelor, a rănilor mele, dar cumva a fost încrederea. Încrederea și conectarea mea mult mai profundă cu divinitatea și în primul rând și cu tot ceea ce există în jurul meu. Dar cumva am început să simt conexiunea, energia și cumva eu am fost o perioadă, să zic, supărat pe, indiferent cum îl numește lumea, Dumnezeu, a tot toate creatori divini, eu am fost cumva supărat o perioadă pe el. Și cumva tot ceea ce s-a întâmplat acum în channel, simt că
ne-am conectat, că l-am acceptat în viața mea și că îi dau voie să lucreze prin mine. Și tot timpul zic și în sesiunile mele, când zic, nu sunt eu cumva, e Divine care face. Eu doar sunt aici un canal care primește și care susține energia. Și e foarte frumos când treci de la, nu știu, de la a te simți gol, de a te simți empty, de a te simți la atât de iubit și de protejat și de ghidat. Adică e un sentiment foarte frumos. Uneori când mă gândesc, am impresia că sunt amintiri din altă viață, că parcă e un complet un alt Robert. Legat de lucruri concrete, mi-am dat seama că m-am simțit abandonat când eram mic, că m-am simțit abandonat de părinții mei, deși părinții mei sunt niște oameni minunați. Eu, din perspectiva copilului, când eram copil, m-am simțit abandonat de către ei și automat, de-a lungul timpului, am atras femei care m-au abandonat. Și un efect al terapiei mele în channeling, eu nu reușeam să am relații de lungă durată înainte. Și am avut, după terapiile, după sesiunile de channel și după ce am lucrat cu mine în channel, am avut cea mai frumoasă relație și am întâlnit o persoană minunată pe care am fost împreună, o persoană spirituală, o persoană care m-a ajutat foarte mult și cumva sunt foarte recunoscător și channeling-ului, adică mai ales channeling-ului, pentru că a fost o schimbare foarte mare față de cum eram eu înainte în relații, de cum decurgeau relațiile mele și la ce persoană minunată și frumoasă am ajuns să cunosc. Că a fost ceva pe lângă partea profesională, pentru că mi-a oferit o nouă direcție și mi-a oferit mult mai multă încredere. Pentru că făceam lucrurile astea, dar nu aveam încredere. Dar channeling-ul a venit să-mi zică, ok, e pentru tine. Suntem aici și suntem tot timpul cu tine. Te susținem, doar ai încredere în noi și cumva las de chitat. Dar a venit cumva și relația asta și a fost o schimbare foarte mare pentru mine. Foarte frumos spus. Se vede că acum chiar onorezi femininul și energia feminină și divinul feminin. Și îți dai seama, cam asta și-ar dori toate femeile să audă, da? Da, nu. Știi, cumva totul sună foarte frumos când le spui aici, dar încă, ți-am spus, încă lucrez la mine, încă am momente în care poate am dezamăgit fără să-mi doresc divinul feminin, dar a fost ca o lecție pentru mine, ca să învăț mai multe lucruri. Am făcut cumva ce am știut și cât am putut mai bine, dar sunt foarte recunoscător și vine să spun că sunt foarte recunoscător pentru fosta mea iubită, pentru că acum nu mai suntem împreună, sunt foarte recunoscător pentru tot ce am învățat, tot ce am experimentat alături de ea și cumva încă suntem în relații bune și asta cumva e. Ne-am învățat lecțiile amândoi, am conștientizat foarte multe și tot datoria channeling-ului. Pentru că cumva dacă nu era channeling-ul și nu reușeam să-mi rezolv ce aveam eu din copilărie, cum mă simțeam eu în legătură cu femeile, pentru că mă simțeam abandonat și tot timpul atrăgeam femei care să mă abandoneze, nu aș fi reușit să am o relație atât de frumoasă și să mă bucur de momentele alea. Dar da, cumva încă, poate uneori încă sunt puțin dur cu mine, dar încă îmi doresc să, încă îmi doresc să devin și nu neapărat mai bun, cumva să, încă să mai vindec ce mai sunt. Și cumva tot timpul, de asta mi-a și venit zilele trecute în channel, mi-a venit un aspect foarte important. E foarte bine că ești asumat. Și da, și acest channeling, într-adevăr, el este un proces, pentru că channelingul de fapt este intuiția noastră divină și interioară, este lumina de noi. Că tot vorbim de channeling, să nu se înțeleagă că ne-am agățat neapărat de un subiect, ci pur și simplu ne-am agățat ca să ne fie bine în viață, ci pur și simplu ne-am agățat de ideea că Dumnezeu există în noi, exact cum ai spus și tu, și ne simțim în siguranță în acel moment de conexiune, de conectare cu interiorul. Și mi-a plăcut că ai menționat partea de scuze, de a nu te regăsi neapărat în copilărie, de poate a nu te simți foarte aproape de părinții tăi, ceea ce tind să cred și spunem dacă greșesc, te-a apropiat mai degrabă de Dumnezeu, clar prin partea și aceasta de regăsire, de autocunoaștere, de channeling, dar și de drumul El Camino, de celebrul drum de recunoaștere a Dumnezeului din tine. Cum ai ajuns acolo? Cum a fost acolo? Povestește-ne puțin despre asta. Da, a fost o experiență foarte frumoasă pentru mine. A fost o experiență pe care uneori e greu să o descrii în cuvinte. El Camino e un drum sfânt,
E cumva drumul Sfântului Iacob și sunt mai multe rute. Noi l-am făcut pe cel del norte, pe lângă mare. Am mers pe jos, mergeam zilnic pe jos câte 20-30 de kilometri, dar cumva, chiar dacă mergeai prin pădure, chiar dacă mergeai prin locuri poate care uneori poate ți-ar fi părut în alte situații dubioase, deși eu aveam cumva anxietatea asta de a fi singur, de a... În momentele alea, nu știu, erai pur și simplu ghidat, erai protejat. Uneori pe drum chiar simțeam când am fost și singur, pentru că am fost cu un grup, dar au fost zile în care am ales să merg singur. Și când aveam îndoieli, exact atunci mi-apărea semnul în față, pentru că El Camino are niște semne, cumva, care te ghidează. Și se zice că niciodată să nu te întorci din drum și să nu iei pe scurtături și să nu mergi noaptea. Și cumva era un sentiment foarte plăcut când tu vedeai liniuța aia, când vedeai semnul, pentru că nu era doar semnul că mergi către, că ajungi la Compostela. Nu, pentru Compostela fiind locația finală unde se ajunge. Nu, simțeam în momentele alea că sunt pe drumul potrivit. Simțeam în momentele alea că sunt pe drumul potrivit în viață, că ceea ce fac, o fac foarte bine și o fac pentru mine și după prin povestea mea să pot ajuta, să pot susține și alte persoane, pentru că doar ele se pot ajuta singure. Eu doar pot să fiu acolo să îi susțin și Exact. să îi ghidez. De ajuta, doar ei se pot ajuta. Și a fost un sentiment, chiar dacă am fost doar 9 zile, și am făcut în jur de 230 de kilometri, a fost ceva absolut magic. Nu știu, să te simți ghidat, să te simți protejat la fiecare pas. Și chiar dacă uneori, poate pentru anumite persoane, se gândesc că poate ar fi greu fizic, nu, în momentele alea să știi că cumva ești purtat pe brațe de divinitate, de Dumnezeu, cum vreți voi să-i spuneți. Adică, și a fost, pentru mine a fost, am avut foarte multe conștientizări în fiecare zi, îți veneau lecții, îți veneau... Pentru unele persoane care au fost cu noi au venit mai dur, pentru că începeau să aibă probleme cu genunchii, dar după ce își conștientizau și le venea lecția, le trecea. Pentru mine a fost pe final, că am mai stat vreo 3 zile, că mi s-au întârziat zborurile și am rămas vreo 3 zile pe aeroportul și mi s-au tot amânat zborurile. Dar experiența în sine este o experiență absolut minunată. Și chiar una dintre colegele cu care am fost și la capătul lumii, la Finistere, la kilometru zero. Și a spus ea la Ce un moment dat, frumos! zic, da, zicea, Robert, tu îți dai seama că noi am venit până la capătul lumii să-L căutăm pe Dumnezeu și că Dumnezeu e de fapt pe noi. Și că era Ce tot timpul frumos! acolo și aștepta doar să fie recunoscut și doar să te uiți în interiorul tău. Ceva asemănător cu Alchimistul, cartea Da. Alchimistul, da, la Da, fel, pentru că și Dumnezeu în Coelho a tine. fost, Coelho a scris o carte despre El Camino. Din câte știu eu, sper să nu mă înșel, el a început să scrie doar după ce a fost pe El Camino. Asta nu știam, căutăm după. Parcă așa știu, că doar după a început să scrie. Și a scris o carte despre El Camino și după cred că a scris Alchimistul. Și cumva a fost și drumul lui inițiatic, drumul lui transformator. Ador Și drumurile transformatoare. da, e chiar magic și am mai avut parte după aia, după El Camino, am mai avut, tocmai de asta spun că eu am crescut în 2 ani, poate, nu știu, cât drumul altor persoane în 20, pentru că eu de pe El Camino am venit și am fost în primul retreat Ira, care a fost Drum inițiatic. tot, da, adică tot alt drum inițiatic și a fost ca o, nu știu, pentru mine ca o familie, mai ales că am fost cumva și singurul bărbat, am fost așa răsfățat, am Hai fost... că ai ridicat energia masculină în grup, ai avut de ajuns pentru toate. Oricum, vii și la următorul, la cel de-al patrulea, care îl începem Da. acum duminică. Deci, abia așteptăm. Da, și eu sunt foarte entuziasmat. Și pentru mine, uite, cumva că tot vorbeam de channel și de retreat și de drumuri, în primul retreat era, a fost foarte multe persoane care mi-au spus cumva că te iubesc. Și nu mă refer acum într-un mod sexual sau într-un mod, Sigur. nu, pur și simplu, într-un mod te iubesc. Și la începutul retreat-ului mă simțeam foarte... Știi că ți-am și zis atunci, când la un moment dat, că bă, mă simt foarte stânjenit când spuneți. Și cumva până la final am acceptat toată iubirea aia, pentru că conștientizasem și realizasem că eu nu prea am auzit asta. Noi nu am fost învățați. Părinții mei mă iubesc enorm și ar face orice pentru mine și le sunt foarte recunoscători pentru... Dar noi nu am fost învățați să ne spunem te iubesc, cumva noi ne exprimam iubirea altfel. Și când am fost în retreat și cumva primeam toată susținerea aia și toată iubirea aia, nu știam, era foarte ciudat pentru mine. Și după aia, pe final, m-am simțit foarte bine și cumva chiar m-am simțit
onorat. V-am simțit că divinul masculin din mine a fost văzut și că a ieșit mult mai mult la suprafață față de cât a fost până atunci și a fost ceva magic și cumva pe această cale, dacă o să asculte cele podcast-ul, să știți că vă mulțumesc la toate persoanele care ați fost prezente acolo. Vă iubesc! Nu fac declarații de astea acum pe podcast. Măi, îți dai seama că și noi am fost onorate. Noi când am văzut că un bărbat vine la un retreat, are curajul să vină între atâtea femei și chiar într-adevăr să-și lucreze rănile, noi am rămas gen, ok, știam că da, există și această posibilitate, doar că n-am văzut-o palpabil, gen cu ochii noștri. Și când te-am văzut pe tine că tu chiar erai acolo, pentru că asta ne-a și plăcut și ne place în continuare la tine, și spun că ne din cauza că noi în continuare suntem o echipă, da? Faptul că tu chiar ești dedicat, adică tu chiar îți dai silința, adică râs și panorama, dar până la un punct când trebuie să începem să lucrăm. Și faptul că te-am văzut și pe tine lucrând acolo, noi eram toate. Te iubesc, în sfârșit, cineva, un bărbat care lucrează la el. Și da, care nu că... s-a dus în spiritualitate mai mult decât trebuie și nici în ego mai mult decât trebuie și el chiar caută balanța. Bine, așa cum ai spus și tu, atât cât se poate, pentru că în continuare lucrăm la noi și așa ar trebui să facem. Da. Dar... Pentru că da, sunt mulțumim. Momente, da, și eu sunt foarte recunoscător, sunt momente și momente, de exemplu, cum spuneam și eu, mai am momente în care simt că îmi ies puțin sau că, nu știu, că nu sunt în vibrația aia înaltă pe care mi-aș dori și că fac anumite comportamente de care nu sunt mândru, dar le conștientizez foarte repede și cum fac chiar primul pas e să intru în channel să văd ce vine, de ce simt asta. Și cumva eu eram obișnuit să mă învinovățesc foarte mult pentru tot ceea ce făceam sau când greșeam între ghilimele, pentru că până la urmă nu există neapărat ceva greșit sau ceva bun și mă învinovățeam și cumva tot timpul mesajul Divine-ul era nu te mai învinovăți, noi suntem aici și te iubim oricum, adică ești perfect cumva așa cum ești, da. Să poate să fie, să mai lucrezi, să acționezi diferit. Dar asta nu înseamnă că trebuie să te învinovățești și să te pedepsești singur. Și cumva mi-am oferit mai mult iubire și mai multă înțelegere mie. Și m-am lăsat mai vulnerabil pentru că eu eram foarte mult în minte. Eram foarte mult în minte și cumva m-a ajutat să fiu mai mult în corp. Și channeling-ul și tantra și vine să spun din nou, dar vă voi spune și fosta mea iubită m-a ajutat să fiu mult mai mult să mă las să simt lucrurile astea. Pentru că, da, noi bărbații suntem în general, cum spuneam, în minte. Ne e greu, de multe ori ne e greu să ne lăsăm să simțim, să fim vulnerabili, mai ales dacă n-am fost învățați în copilărie. Și cumva chiar dacă lucrasem mult, bine, lucrasem cumva pe alte subiecte, încă mi-era puțin greu. Și după partea din retreat, m-am deschis mult mai mult, mi-am deschis mult mai mult inima, chiar dacă însemna uneori poate să fiu dezamăgit, că poate mai aveam anumite lecții de a fi dezamăgit, de a învăța ceva din asta. Și cumva eu acum tot timpul zic că mie îmi place să evoluăm cu grație și ușurință și cu bucurie. Da, o să vină și momente când poate nu o să fie așa și o să ne scutie din temelii. Se întâmplă, dar cumva suntem acolo. Suntem acolo pentru tine, suntem acolo și noi și Divine-ul și ne susținem unul pe altul. Adică nu ești niciodată singur. Să nu te gândești, și pentru persoanele care ascult acum, dacă simți ceva, să nu te gândești că ești singura persoană sau să te gândești că ești defectă sau că ești singură. Nu, nu ești singură. Să știi că sunt persoane care au mai trăit lucruri și dacă ai o problemă și ție ți se pare că e minoră, în timp ce alte persoane zic, a, n-ar trebui să fii supărată, că uite alți oameni. Nu, dacă pentru tine contează lucrul ăla și te face să suferi, e important să lucrezi pentru el și e important să-i dai voie, chiar dacă aparent pare ceva banal. Ce e bine pentru tine nu e bine și pentru mine, poate, sau invers, ce e greșit pentru mine nu înseamnă că e greșit și pentru tine. Adică e important să-ți dai voie, să nu te învinovățești că te simți prost, poate, pentru un lucru minor. Ok, să-l conștientizezi, să devii mai conștient, dar să nu te simți prost. Pentru că dacă tu te biciuiești și te simți prost pentru toate lucrurile astea, le vei ascunde și te vei închide. Nu-ți vei da voie să simți, poate, supărarea, dar poate asta te va împiedica să simți și iubirea la fel de intens. Și dacă tu spui tot gunoiul suprești, la un moment dat tot va da afară și te vei întreba... De ce simt lucrurile astea? Pentru că cumva așa a fost situația la mine. Eu foarte mult timp am fost frustrat, foarte mult timp m-am simțit neîndreptățit, foarte mult timp m-am biciuit singur și la un moment dat am erupt și am ajuns în stări de depresie și de anxietate. Și mi-a fost mult mai greu să revin pe
drumul meu, să revin, să mă simt din nou bine. Am avut noroc din unele perspective, pentru că cumva tot timpul mi-au ieșit persoane în cale. Adică când a fost prima meditație, mi-a ieșit o persoană în cale, când am simțit să trec la următorul nivel, am mai făcut un curs și mi-a ieșit cineva în cale. După aia am mai primit un mesaj, după aia vedeam la toată lumea cu channeling, zic ok, hai că încerc și eu, dacă toată încearcă toată lumea, zic nu, înseamnă că nu e... Da, înseamnă că nu e întâmplător și cumva după aia, după ce ne-am cunoscut, era ca și cum vorba ta, că suntem frați din altă viață și că frați, fratele pe care nu l-ai avut, dar l-ai acum, știi? Exact. Adică ca și cum, da, s-au întâmplat într-un an jumate, poate lucruri pe care nu le-am experimentat toată viața cu altcineva. Și să-ți găsești, să nu fii dezamăgit că dacă lucrezi la tine și îți vezi că ți se schimbă prietenii sau că prietenii nu te înțeleg, nu-i judeca nici pe ei, fiecare cu lecția, cu drumul lui. Dar să știi că îți vor veni sufletele potrivite către tine și grupul tău de prieteni și familia de suflete sau BFF sau cum vreți voi să le spuneți. Exact, toate oglindirile necesare de care avem nevoie, întocmai ca noi să creștem spiritual, emoțional, fizic, psihic. Pentru că, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, vor mai fi momente în care poate vom simți că am căzut. Dar exact cum ni se spune în channel, că aici avem uneltele, de fapt. Niciodată nu ai cum să cazi mai jos de brațele noastre și atunci când crezi că ai căzut, de fapt ne-a fost dor de tine să te cuprindem. Și bam, deodată, ba apar oameni, ba apare oportunitate, ba apare altcineva care să te ajute, pentru că noi așa am învățat fericirea, să o trăim prin contrast. Fără nefericire nu știm ce e fericirea, fără ură nu știm ce este iubirea. Da. Fără să o luăm de la capăt, nu știm ce înseamnă piedestalul. Da? Și cum să cădem de pe el și să o luăm iarăși de la capăt, iar să ajungem pe piedestal. Și tot așa. Dar da, avem partea aceasta de channel în care într-adevăr ne susține și ne spune mereu suntem aici, ești în siguranță, nu ai cum să cazi, ok? Și uneori cred că doar de asta avem nevoie să auzim, n-avem nevoie să primim alte sfaturi, n-are nevoie exact. Să spună lumea nu știu ce. Uneori ai nevoie doar de atât, cumva să spună cineva că este acolo pentru tine și doar să fie cu tine și uneori da ajunge. Exact. Spune. Da, cumva și încă un lucru care pe mine în tot procesul ăsta m-a ajutat iar foarte mult și pe care îl recomand și persoanelor sunt respirațiile. Cumva de a deveni mai conștient, pentru că noi facem totul pe mod automat. Nu știu, când suntem la masă cu copiii, cu familia, stăm pe telefon. Nu ne bucurăm de timpul petrecut cu ei, nu ne conectăm cu mâncarea, nu simțim gustul mâncării. Nu știu, ce recomand eu și le recomand și clienților mei. Când mănânci, lasă telefonul 10 minute, nu știu, conectează-te cu mâncarea ta. Fii recunoscător pentru ea, pentru că, cum se spune, celui care e recunoscător, îi se va mai da. Pentru că atunci și focusul tău, cumva și recunoștința, mi se pare de-a dreptul magică și este magică. Atunci când te focalizezi și te focusezi pe ceea ce ai, vei vedea doar binele din viața ta și nu vei trăi cu sentimentul de lipsă. Pentru că eu am trăit foarte mult cu sentimentul de lipsă. Dacă aveam 10 lei, de ce n-am 20? Dacă, nu știu, aveam o mașină, de ce n-am alta? Dacă făceam un lucru, de ce nu l-am făcut mai bine? La mine tot timpul era sentimentul de lipsă și crease și mai mult colul ăla. Dar în momentul în care tu îți duci focusul pe a fi mai conștient și pe a fi recunoscător, atunci ți se schimbă toată energia asta și se duce pe ceea ce ai. Și automat atunci te vei simți mai bine și vei atrage lucrurile pe care ți le dorești în viața ta mult mai ușor. Și acum să mă întorc la partea cu de a fi conștient. Da, când mănânci, cumva conectează-te cu mâncarea ta, fii recunoscător pentru ea, gândește-te câți oameni au muncit ca tu să ajungi să mănânci ceva. Fii recunoscător pentru ceea ce ai și încearcă să te conectezi cu ea, să o mănânci cu bucurie, să-i simți gustul și vei vedea că va deveni mult mai bună. Va deveni inclusiv apa, poți să o programezi. Era și un experiment care arăta că în funcție de ceea ce exprimai apa, ceea ce îi spuneai, schimba celulele, schimba forma, energia. Și cumva, dacă tu vorbești cu apa ta, ok, nu e sticla și începi să-i ții monologe, să-i spui te iubesc, poți să-i spui și asta foarte mult. Eu fac un bilețel, eu scriu un bilețel și mi-l pun sub apă și îmi programez apa tot timpul. O, ce simt eu în ziua aia? Nu știu, poate simt uneori, poate simt că am nevoie de mai multă încredere, uneori poate de mai multă răbdare. Și scriu tot timpul, nu știu, vindecare divină, răbdare divină, iubire divină. Și simt că, nu știu, uneori și închid ochii și văd așa cum divine-ul binecuvintează apa. Și perfect. E ceva ce eu recomand. Pentru că sunt lucrurile simple, știi, uneori lumea se gândește că avem nevoie de
chestii cât mai complicate, să facem cât mai multe nebunii. Nu, uneori adevărul e foarte simplu și lucrurile simple, mai ales dacă le faci, nu doar unul, cumva faci mai multe, te vor ajuta să-ți schimbi starea complet. Nu trebuie să găsești nu știu ce rețetă super complicată. Nu, uneori lucrurile simple sunt pur și simplu adevărate și te ajută foarte mult în drumul tău și în vindecarea ta și în înțelegerea ta și în iubirea de sine. Doar să-ți dai voie și să fii conștient. Așa este. Mulțumesc. Chiar mulțumesc pentru această pledoare ei, pentru că, sincer, aveam eu nevoie de ea, pentru că eu am uitat să-mi programez apa în ultima vreme și chiar astăzi mă uitam la apă și am uitat de tine și tocmai când mi-ai reamintit. Da, poate pentru tine a fost mesajul ăsta. Da, și noi nu suntem conștienți, adică, uite, când mergem pe stradă, se împrinși în problemele noastre, în telefon, nu știu, câți oameni merg pe stradă și să uite în jur, să admire, să fie pur și simplu în momentul ăla. Să fie pur și simplu prezent acolo. Pentru că atunci când tu ești prezent, nu mai există nici anxietate, nici depresie. Ești exact acolo, ești acum, aici. În moment. Nu mai există altceva, da. Și cumva viața devine mult mai plăcută și mult mai frumoasă. Exact, asta așa este. 100% de acord cu tine. Și, Robert, cum combini tu în prezent experiențele și cunoștințele din fotbal cu abilitățile dobândite ca practicant de tantra și coach transpersonal, channeler? Cum le combini pe toate? Pentru că am fost un sportiv, încerc de foarte multe ori să îmbin și partea asta. Pentru că mișcarea e foarte importantă, e foarte sănătoasă pentru corp și pentru minte și pentru energie. Adică tot timpul le recomand clienților mei să facă puțină mișcare. Ok, dacă nu-ți place să dansezi ca să miști energia, atunci sari. Dacă nu, aleargă. Cumva e foarte important să găsim echilibru, recomand și ei recomandat, să găsim echilibru ăsta între minte, suflet și corp. Să ai grijă și de corpul tău, pentru că corpul tău îți susține energia, te poartă dintr-un loc în altul și mișcarea te ajută foarte mult. În primul rând că îți oferă dopamină, îți oferă foarte multe beneficii, dar te ajută foarte mult și energetic, ca energia să nu rămână stagnantă, ca energia să miște în corp. Și fiind un sportiv, mi-e mai ușor să înțeleg anumite lucruri și pe partea asta fizică. Și ne amintim cu toții de primul retreat în care ne-ai fugărit în toată curtea. Da, aveam dacă nevoie pentru că... Dacă n-am eliberat noi de dopamină și endorfină. Da, și a fost și cu bucurie și cu distracție, adică n-a fost bine, puțin armat. Da, a fost ceva foarte frumos. Pentru că după o zi, îți dai seama, după o zi în care lucrasem foarte mult energetic, accesasem foarte multe lucruri, ne conectasem la noi niveluri, accesasem noi poate amintiri, poate, nu știu, traume. Aveam nevoie cumva să facem mișcarea, să mișcăm toată acea energie și ne-am și distrat, că era mai mult distracție, exact. era o petrecere. Ai făcut adică, tot să fie frumos. Da, pentru că cumva eu asta vreau, asta și încerc să transmit tot timpul, că putem să evoluăm și cu bucurie. Nu spuneam, dacă mergem în retreat, nu mă duc să stau. Bine, cine exact. Poate și place, Doamne ajută, să stea 20 de minute în meditație, să nu fiecare cu ce vrea, dar nu, cumva mie îmi place să mă bucur, să dansez, să cânt, chiar dacă nu am cea mai bună voce la cântat, dar îmi place să mă distrez, să fie totul cu bucurie, cum spuneai și tu, când e de treabă, e de treabă, suntem conectați acolo, suntem cât mai deschiși, ne dăm voie să accesăm, dar să ne și bucurăm, cumva să le îmbinăm, să fie un proces mult mai ușor și mult mai plăcut și mai plin exact. De bucurie, că până la urmă cred că și de asta este unul dintre motivele pentru care suntem aici, să ne și bucurăm de tot ceea ce ne înconjoară și de fiecare moment. Exact, să aducem lumina și bucuria pe pământ și vis-a-vis de partea cu mișcarea, într-adevăr, noi la Dira, în channeling, cel puțin când lucrăm, mereu, dar mereu, recomandăm clienților, oamenilor, cei care lucrăm, să facă partea de mișcare ca să descongestioneze energia stagnantă din corp. Și în al doilea rând, la fiecare retreat, noi dăm posibilitatea fiecărui participant să fie facilitator, pentru că acolo nu există unul mai comod decât celălalt, ci pur și simplu suntem cu toții facilitatori și mai ales tu, Robert, ai fost pe partea aceasta de sport și ne-ai ajutat foarte, foarte mult, pentru că dacă eu și Diana nu mai aveam energie de treaba aceasta, ai preluat tu ștafeta.
Da, și cumva a fost foarte frumos, pentru că chestia asta ne-a apropiat foarte mult. Adică în prima seară am fost 3 sau 4 care am făcut. Și după aia, a doua seară, după ce a auzit toată lumea cât am stat, am râs și am făcut, eram toți. Exact. Și cumva s-a făcut așa, ca un obicei, și era foarte... Eu am zis că, am și glumit cu Diana, am zis că, ea a zis că vii să ne alergi iar. Și am zis că nu, că de tot asta o să stau numai în ciubăr. Oi, dacă acum avem ciubă, Am zis că de data asta o să fiu mergem și noi pe cu, mergem cu alergați upgrade-ul. voi dacă vreți. Acum Da. mai avem băieți în bărbați, de fapt, mai avem bărbați în retreat. Deci, n-ai să te plictisești, ai să mai predai și ștafeta. Da, și asta e foarte bine, că e un semn că cât mai bărbați încep să devină tot mai conștienți și tot mai și doresc să lucreze, pot și în sesiunile private, pentru că știu cât e de greu ca un bărbat să vină, să se deschidă, să-și exprime suferințele, să se lase. Și am început să am din ce în ce mai mult bărbați și cumva asta mă bucură. Și pe Și noi. cumva de asta am și încerc să fiu cât mai vulnerabil, să povestesc cât mai deschis, pentru că de foarte multe ori povestea inspiră. Adică când vede că, bă, Exact. mai e cineva, nu o să fiu eu singurul, între ghilimele, nebun. Mai e cineva. Exact. Și cumva Povestea. contează mult. Da, pentru că și pe mine la rândul mi-au m-a ajutat să văd la alte persoane, să întreb alte persoane cum a fost, să se deschidă față de mine, să-mi exprime anumite lucruri. Și m-a ajutat foarte mult și în procesul meu. Uneori cineva mi-a zis că, o să că, păi Robert, o să că tu ești foarte sincer când vorbești pe la podcast-uri sau pe undeva, o să că spui atât de sincer și așa de... O să că nu pot să cred. Ok, asta simt. Zic, asta încerc cumva să mă deschid cât mai mult, să mă las să fiu vulnerabil, nu încerc niciodată să transmit că viața mea e perfectă. Nu, absolut deloc. Da, mă bucur de ea la fiecare moment și viața mea a devenit mult mai bună cu tot ceea ce se întâmplă în ea. De aceea și aceste podcasturi le facem și în ideea de a promova sinceritatea, pentru că sunt atât de multe lucruri care sunt nevorbite și sunt ascunse în mentalul nostru și ne afectează atât de mult. Dar așa îmi place și mie să cred că povestea vindecă chiar, nu doar inspiră, pentru că atunci când ești cu hashtag și eu, da, și eu am trecut prin asta și eu prin asta, simți că aparții cumva și intri în acel ciclu al vindecării în care spui, băi, nu sunt singur și văd că și ceilalți au reușit, care au trecut mai mult sau mai puțin prin ce am trecut eu, înseamnă că pot să reușesc și eu, hai să mă inspir, hai să văd ei de unde au început, de unde pot să încep și eu și cumva să ne încurajăm cu toții, nu să rămânem în cercul acela vicios al Da. plângerii de sine. Și... Și cumva și retreat-urile ajută, cumva și amplifică chestia asta foarte Da. mult, pentru că acolo în retreat, chiar dacă poate tu mai ai anumite hopuri sau anumite acolo, nu ești singur, pentru că se creează egregorul ăla, se creează grupul, energia grupului și primești toată acea iubire, toată acea susținere. Și cumva e foarte frumos. Exact, așa și cum lucrăm la noi, la Dira, când lucrăm pe echipe. Deci, efectiv, sunt aceleași povești. Când lucrează unul pe ceva, lucrează și celălalt din echipă și zici că s-au născut atunci și frați și surori și că au trecut prin aceeași viață. Și cumva, prin această oglindire, apare partea aceasta de vindecare integrativă. Pentru că, da, și eu am trecut, și mie mi-a spus tata la fel, și mie mi-a zis mama, și mie mi-a făcut bunica, și așa mai departe. Și fiind, da, într-adevăr, în partea aceasta de integrare conștientă la comun, sufletul efectiv simte vindecarea și la nivel de corp și de univers și you name it. Și Da. că tot ai pomenit de ședințe, cum a fost pentru tine experiența de a face ședințe de hipnoterapie prin channeling și cum au fost primite de către clienții tăi? Cumva pentru mine, eu la început obișnuiam să ofer altfel de sesiuni în privat. Dar cumva treptat, treptat, toate sesiunile mele duceau spre channel. Adică deși plecam cu altă intenție, deja era înghițat să fac tot ceea ce învățasem în channel. Și până a devenit cumva o normalitate. Și când am făcut prima sesiune, a fost persoana respectivă, a fost foarte mulțumită și a zis că n-a simțit niciodată ceva atât de deep și ceva atât de profund și că tot ce a accesat, toată energia, tot ce a venit către ea, toate conștientizările, care a reușit să-și înțeleagă părinții, deci au făcut-o să se simtă așa,
Pentru că și ei au simțit anumite lucruri la vremea lor și atât au știut să ofere și ei. Cumva asta m-a ajutat și pe mine foarte mult să-mi înțeleg mai mult părinții, pentru că ei au făcut ce au știut mai bine. Și cumva persoana respectivă a zis că a fost wow. A zis că, nu știu dacă o să reușesc să fac asta în fiecare săptămână, pentru că e o persoană care vine constant. Și după aia a doua săptămână zic că vreau din nou tot asta. Cumva a fost foarte... Cumva impactul a fost foarte mare și a zis că a simțit foarte mult și în corp energia și tot ceea ce a accesat i-a oferit foarte multă claritate și a conștientizat foarte multe lucruri. Pentru mine a fost o bucurie imensă, pentru că cumva și timpul parcă s-a comprimat în momentul ăla și parcă eu efectiv m-am dat la o parte și pur și simplu se lucra. Tot ceea ce venea, chiar dacă nu aveam un plan stabilit dinainte, cumva pur și simplu a venit totul. A venit totul foarte natural și simți cumva că nu ești tu și că e ceva mai presus de tine sau care face lucrul ăsta și se simte tot acea iubire. Exact, asta este ceea ce este foarte frumos la channeling, pentru că noi nu venim cu carnețele, cu agende după noi ca să urmărim terapia clientului, ci pur și simplu lăsăm sursa să curgă prin noi, efectiv ne conectăm unul la celălalt, inclusiv cu clientul și clientul la noi și atunci lăsăm prin noi pur și simplu să se vindece momentul și suntem pur și simplu ghidați, nici nu avem nevoie de stres atunci când vine vorba să fim într-o terapie de channeling, pentru că nici noi ca și facilitator, dar nici clientul nu știe la ce să se aștepte. Și atunci, da. Cu cât nu ai așteptări, cu atât mai bine. Da. Da, și cumva de asta e și important să ai grijă de tine, ca să poți susține energia aia și când vine vindecarea, să nu te scutuiesc și să faci mișcare, ca să nu somatizezi, să treci prin procesul ăsta ușor. Exact, exact. Și ca o, să spunem, o încheiere, nu neapărat, doar încheierea podcastului, că noi continuăm după și îl retreat. Ce sfaturi ai avea pentru oamenii, niște sfaturi, să spunem, poate mai concrete, deși ai mai dat pe parcurs, ce sfaturi ai avea pentru oamenii care doresc să se regăsească, să se recunoască sau poate să încerce terapiile de channeling, de ce nu? În primul rând să se gândească că nu sunt singuri. Și că n-au fost niciodată singuri. Și că tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă pare greu, se întâmplă cu un scop. Și singurii care au puterea asupra vieții lor sunt ei. Și chiar dacă e greu, pentru că știu cum e să fii în momentele alea, știu cât e de greu să te deschizi, să-ți dai voie, până la urmă depinde de ei. Și să aibă curajul, puterea, dacă chiar e necesar în momentele alea, de a acționa. Indiferent ce aleg să facă, că vor să meargă la psiholog, că vor să vină la channel, cumva să-și dea voie să acționeze, să facă tot posibilul de a acționa, să nu se complacă în lucrurile pe care ei le simt atunci și să gândească că așa e viața. Lucruri concrete pe care mie îmi place să le fac, pentru că tot timpul eu testez și cumva ce a funcționat pe mine, încerc să transmit și mai departe, sunt respirațiile. Cumva respirații voi posta și eu pe aplicația Tira, sesiuni de respirații ghidate, pentru care vor ajuta pe oameni să-și înceapă ziua într-un mod plăcut, să devină mai conștienți, să creeze mai multă energie în corpul lor, dar ca și un sfat pentru ei, pur și simplu respirația conștientă. Un sfat foarte simplu e să inspiri profund pe nas, să lași aerul să pătrundă în piept, în abdomen și să expiri lung și profund pe gură. Cu cât expiri mai lung, cu atâta îi transmit sistemului tău nervos că ești în siguranță și corpul tău se va liniști și te va aduce din nou prezent aici. Poți să încerci și pe gură să expiri și pe nas, scuze, nu doar pe gură. Poți să te joci cu respirația. Cel mai simplu sfat e să pur și simplu să fii conștient, să simți cum aerul îți intră prin nări, cum îți intră în corp și să te aducă din nou aici acum, pentru că asta face respirația. Atunci când ești conștient de respirația ta, te face să fii prezent. Când nu poți să dormi, încearcă să expiri cât mai lung, atunci te transmiți corpului tău că ești în siguranță. Să facă mișcare pe cât posibil. Pentru poate persoanele care nu au acces acum sau nu își permit sau habar nu am, găsiți și pe YouTube diferite lucruri, diferite tehnici pe care poți să le facă uneori. Ok, nu se compară cu sesiunile individuale, dar e un început. Adică e important să începi.
Și în momentul în care tu vei începe și vei face și vei transmite Universului că ești pregătit pentru lucrurile alea, că vrei să te vindeci, atunci îți vor veni și banii ca să lucrezi cu persoanele potrivite pentru tine și cu tot ceea ce e potrivit pentru tine în momentul respectiv. Intenția contează, să fii curios, să fii curajos și să-i dai înainte. Da. Și cumva încă o chestie pe care eu am descoperit-o de la început, sunt băile cumva cu sare. Sarea se spune că te curăță energetic. Să faci, dacă poți, baie cu sare, indiferent de care ai, de bucătărie, de indiferent de care ai. Dacă nu ai cadă, pur și simplu poți să-ți pui sarea sub tălpi sau iei sarea în mâini și te freci cu ea pe corp. Și la final îți imaginezi că un duș de lumină, o ploaie de lumină aurie te curăță și te spală. Și vei vedea cumva că se vor schimba lucruri. Exact, asta așa este. Și oricum în curând vom pune gratuit inducția de channeling Dira. O să o punem online. O avem în engleză, nu avem în română, dar în curând o vom avea și în română. Și atunci ei pot practica și acest tip de meditație, de inducție, protocolul inclusiv îl vom pune. Sunt exact cum ai spus și tu, practici simple care te pot aduce din nou în prezent, poate mindfulness să spunem, să te aducă aici unde respiri tu, nu în cosmos, nu pe lună, nu în Marte, nu cum crede toată lumea că se disociază când intră în meditație. Da, exact, cumva lucrurile sunt simple în general și cumva adevărul e simplu, dar noi vrem să complicăm tot timpul lucrurile. Ne greu să acceptăm uneori că lucrurile sunt simple și tot timpul vrem să le facem cât mai întoțonate, cât mai... nu știu cât mai. Lucrurile sunt simple. Cumva, timpul natură iar te ajută foarte mult. Te conectezi la... poți să mergi de scult, să stai rezemat de un copac, automat câmpul electromagnetic al pământului, al naturii. Îți oferă o energie, te curăță, te face să te simți mult mai bine, îți oferă beneficii enorme. Sunt lucruri simple, sunt lucruri pe care toată lumea poate să le facă. Uneori da, uneori e greu. Când te simți foarte rău, e greu să le faci. Dar atunci e important cumva să tragi de tine, că până la urmă tu faci lucrurile alea pentru tine și tu te poți ajuta cel mai mult. Nimeni altcineva nu te va ajuta dacă nu te ajuți tu. Poți să faci orice, dacă tu nu ești deschis și nu ești dispus să schimbi ceva la tine, să înțelegi, să... nimeni nu te poate ajuta atunci decât tu. Și automat, când tu te ajuți pe tine, totul vine și de la Divine, de la Dumnezeu, de la terapeuți, de la... dar schimbarea tot timpul va începe cu tine. Exact, cu intenția de a te transforma, într-adevăr. Robert, mulțumim, te iubim, da? Da. A, nu-ți fie rușine, poți spui și tu. Da, sunt foarte recunoscător. Și eu te iubesc și eu țin la tine și la voi și vă sunt foarte recunoscător pentru tot ceea ce am experimentat și tot ceea ce experimentez alături de voi. Și cumva îmi doresc și ca oamenii să știe lucrul ăsta, că sunt iubiți, că sunt protejați și că sunt ghidați la fiecare pas și că ei sunt de ajuns și că mereu vor fi. Mulțumim! O încheiere atât de frumoasă, așa ca sufletelul tău. Hai. Da! Te pup, te îmbrățișez și ne vedem în curând. Mulțumim, mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!